Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta, invitat în studioul Digi24, ministrul transporturilor, domnul Sorin Grindeanu. Bun găsit, domnule ministru! Mulțumim că ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație! Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin! Bună ziua! Domnule ministru, conduceți un minister greu, mai ales că, de data asta, Ministerul Transporturilor va avea și foarte mulți bani. Prin PNRR, spre exemplu, pe care să-i folosească pentru a transforma planuri de autostrăzi, drumuri, căi ferate în concret. Dacă îmi permiteți, să știți că nici în anii trecuți nu a fost o problemă de finanțare în ceea ce înseamnă Ministerul Transporturilor, indiferent de exercițiile bugetare de care discutăm. Deci nu lipsa banilor a fost cauza pentru care avem infrastructura pe care o știm cu toții. Mai degrabă aș spune, n-avem infrastructura pe care am dori-o. A fost capacitatea administrativă a României de a absorbi sumele din fonduri europene. Dar da, totodată aveți dreptate din alt punct de vedere. În acest moment sau în acești 2 ani ne vom afla la intersecția 3 mari fonduri de finanțare sau programe de finanțare. Pe de o parte, până la sfârșitul anului viitor, vorbim de finalizarea POIM-ului, fostului Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2021, care știți că funcționează cu regula N plus 3. Deci asta înseamnă că până la sfârșitul anului viitor mai avem și acolo o sursă de finanțare. Intră nou exercițiu financiar european cu programul operațional de transporturi și săptămâna viitoare se va aproba în guvern programul operațional transportul să putem să-l trimitem, să devină operațional, să-l trimitem către comisie și al treia sursă majoră, PNRR. Deci suntem cumva la intersecția acestor 3 mari surse de finanțare europene. Ceea ce înseamnă că România trebuie să se miște și administrația și ministerul, dar nu doar Ministerul Transporturilor, trebuie să se miște într-un cu totul alt ritm, să încercăm să facem altcumva lucrurile față de cum s-au întâmplat până acum. Pași sunt și nu e o chestiune de câteva luni. Vreau să vă spun că la sfârșitul anului trecut, în ultima ședință de guvern, am reușit să aprobăm planul investițional în domeniul transporturilor, pe toate tipurile de transport, pe următorii 10 ani. Pentru că eu consider, și a fost agreat și cu Comisia Europeană, acest plan investițional, care are la bază master planul de transporturi al României, adoptat în 2015. Care eu consider că e, dacă vreți, un ghid după care trebuie să se ghideze de repetiție, orice ministru, indiferent de culoarea guvernului sau cine e în postul de ministru. Pentru că poate și asta a fost o cauză a lipsei de infrastructură de transport. Fiecare nou ministru venea cu o nouă viziune. De data asta lucrurile sunt mult mai clare, pentru că România are un plan asumat prin PNRR în privința infrastructurii. De pildă, până în 2026, da, România trebuie să construiască 438 de kilometri de autostradă prin PNRR. Autostrada A7, Ploiești-Pașcani, autostrada A8, Târgu Mureș-Pașcani, autostrada 3 Transilvania, autostrada 1 Lugoș-Deva. Știți pe câți kilometri se lucrează efectiv pe teren în acest moment dintre cei 438 de kilometri asumați? Pe zona de Transilvania se lucrează în acest moment, dar toate acestea au fost proiecte, sau majoritatea dintre ele, proiecte noi, în momentul în care a fost înscris A7-le, care e cea mai mare finanțare în PNRR pe zona rutieră, are A7-le, adică Ploiești-Pașcani. Sunt peste 300 de kilometri. Din cei peste 400 sunt pe acea zonă. În acest moment suntem în faza de licitație pe unele dintre ele
fază finală de atribuire de contracte. După cum bine știți, în PNRR există în fiecare trimestru borne pe care trebuie să le atingi la toate ministerele, astfel încât să primești finanțările. Bun. Deci pe teren, în momentul ăsta, se lucrează pe cei 42 de kilometri Nădășelul Poarta Sălajului, exact, așa cum ne-ați spus și dumneavoastră. În acest moment, din restul de kilometri contractați sau asumați prin PNRR, câți au contractele semnate? Nu există contract semnat în acest moment pe PNRR, din ceea ce s-a discutat și s-a pus ca și contracte în PNRR, astăzi, în afară de Transilvania, astăzi când vorbim, niciun. Acum cu sinceritate, domnule ministru. Pe rutier. Pe rutier, sigur. Da. Noi avem de făcut 438 de kilometri până în 2026. Asta înseamnă că până la sfârșitul anului viitor ar trebui să semnăm toate contractele pentru toate lucrările. Nu, am să vă dezamăgesc. Și am să vă spun că pe A7, adică cea mai mare bucată din zona rutieră din PNRR, ținta este să semnăm contractele până la sfârșitul anului acesta. Sigur, dar ținta pentru a semna toate contractele pentru toate lucrările ar fi anul viitor, cel târziu. Anul viitor este bornă în PNRR. Exact. Să ai semnate 50% din contracte. Spuneți-mi, noi știm că se fac greu lucrările de infrastructură în România. Știm ce probleme sunt, știm ce probleme apar. În mod realist, în 2026, câți kilometri de autostradă vom avea din cei asumați prin PNRR? Punctul plus pe zona de Ploiești-Pașcani este că vorbim de licitații pe FIDIC roșu. Ce înseamnă asta? Diferența dintre FIDIC-ul galben și cel roșu este că pe FIDIC-ul galben este proiectare plus execuție. Pe cel roșu e vorba doar de execuție. Deci în momentul ăsta, când ne aflăm și se vor semna în perioada următoare cel puțin două loturi dintre Ploiești și Buzău, pentru că au trecut și perioadele de contestație și toate lucrurile pe care le știți. 63 de kilometri. Toate acele vor intra direct în execuție, nu va mai exista faza de proiectare. Asta este un lucru bun. Deci se va trece direct în faza de execuție. Pe partea de la marginea Holdea, celebra bucată, tunelul de Urș la granița dintre Timiș și Hunedoara, unde sunt 14 kilometri și care sunt tot răstogoliți de la diverse exerciții bugetare. Acum ați trecut la altă autostradă. Nu, e în PNRR. Știu, dar ați trecut la altă autostradă. Vorbeați de A7, da. Nu? Ploiești-Pașcani. Și acum ați trecut la A1 Lugoș-Deva. Exact. De la Ploiești-Pașcani, poate n-am fost eu clar. Anul acesta, și toate sunt în fază de licitație, de exemplu, săptămâna asta s-a aprobat în guvern, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul de la Bacău la Pașcani. Uh-huh. Deci se va intra în perioada imediat următoare în faza de licitație. Bun. Revenind, altă bucată din PNRR sunt cei 14 kilometri. O să revenim la cei 14 kilometri, pentru că acolo este o discuție și este într-adevăr o mare problemă cu lotul respectiv. Dar, trăgând linie, ca să pornim de la concluzie, câți kilometri vom avea în mod realist în 2026 din PNRR? A7-le sunt convins că va fi cap-coadă, pentru că se intră rapid în faza de execuție. Data de 9 iunie este data limită de depunere de oferte pentru cei 14 kilometri de care vorbeam mai devreme. Și o să vedem ce se întâmplă cu ofertele depuse. Dacă e să am un semn de întrebare, autostrada Transilvania merge pe capetele din A8, Târgu Mureș și capul din Pașcani. Din zona de Iași. Da. Pe capetele din A8 sunt moderat optimist, pentru că acolo vorbim de un studiu de fezabilitate pe întreg tronsonul, care are studiu și de impact de mediu, ceea ce înseamnă inclusiv traversarea
Carpaților prin anumite zone de rezervație naturală și de-aia am această rezervă. Dar Transilvania, da, unde se și lucrează, A7, da, și sunt rezervat pe cei 14 km. Sunt rezervat până în 9 iunie când voi vedea, vom vedea ofertele și ce se va depune pe cei 14 km. Deci câți kilometri vom avea în 2026? Sper ca toți. Toți 438. Sper. Asta în condițiile în care dumneavoastră anulați licitația pentru Lugoș-Deva. Da. Da? Da. Reluați licitația. Da. Ceea ce înseamnă un termen de cât? O pierdere de timp de cât? De 5 ani. De unde? Păi dacă reluați licitația de la zero. Păi de unde 5 ani? Experiența ne arată. De 5 ani? Când experiența ne arată că în momentul în care reiei procedura de la capăt, durează foarte mult până la execuția propriu-zisă. Dumneavoastră spuneți că dacă acum reluați licitația pe Lugoș-Deva, acest tronson de autostradă, care are atâtea probleme, este tronsonul acela care trece prin o zonă unde trebuie să faci tuneluri, ai celebrele traversări pentru urși, ne-a spus și dumneavoastră, vom avea această autostradă în 2026. Nu știu de unde ați scos termenul de 5 ani. Poate mă explicați. Este o estimare a Asociației Pro-Infrastructura. Că s-a amânat cu 5 ani? Că atâta va dura dacă în momentul ăsta se reia licitația. Păi licitația s-a reluat, domnul Negruț. Eu ce încerc să vă explic? Și când 9 iunie e data limită de depunere de ofertă. În regulă. Adică peste 2 săptămâni. În regulă. Și? Și se trece în perioada de evaluare, vom vedea câți vor depune ofertă și pe care se va anunța câștigătorul. De ce ați anulat aici licitația? Păi când dumneavoastră ați avea o ofertă și CNAIR-ul, nu eu, când am venit la minister, această licitație era în desfășurare. N-am inventat-o eu. Când s-a terminat perioada de depunere de ofertă, a venit un singur ofertant care a venit cu preț, sper să nu greșesc, aproape dublu față de limita pe care puteai să o ai. Există altă formă legală decât să anulezi? Poate îmi spun domnii de la Pro-Infrastructură care ar fi baza legală. Mai mulți ofertanți. Da, pentru că s-a refăcut studiul și costurile fiind actualizate și prețul a fost ridicat. Vom vedea în 9 iunie. Domnule ministru, ați pomenit, cred că de mai multe ori de când am început discuția legată de diferite proiecte, despre contestații. Contestații la licitație. Și am tot auzit de-a lungul anilor proiecte blocate în diferite etape după ce se făcea licitația în contestații. Haideți să discutăm și despre acest subiect și să îi lămurim pe oameni de acasă. Cei cu contestațiile astea sunt întemeiate, nu sunt? Luăm mai întâi o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors în fața ta continuă. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu este invitatul zilei de astăzi. Ați pomenit în prima parte a discuției noastre, domnule ministru, în mai multe rânduri, despre acel blocaj pe care tot auzim menționat de-a lungul anilor. Contestația la licitație. Noi avem o lege a achizițiilor publice care, sigur că în toți anii de când am devenit membri ai Uniunii Europene, a suferit modificări. Am făcut, pot să spun și eu, în ultimele, undeva cu vreo 2 luni, am făcut ceva modificări la legea achizițiilor publice, tocmai din dorința de a grăbi anumite procese, de a impulsiona anumite instituții care intră în parteneriat cu companiile Ministerului Transporturilor și de a se întâmpla lucrurile mai repede, ca să trag o concluzie. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respecti cadrul legislativ european. Pentru că lucrurile sunt cât se poate de clare. Există acele directive, trebuie să te încadrezi în acel dreptunghi, dacă vreți, dat de legislația europeană, dacă vrei bani europeni. Dacă nu vrei, atunci faci regulile cum vrei tu.
Pe aceste norme, pe acele directive, există această posibilitate de a contesta, de a intra într-un proces de acest tip. Și să știți că e o chestiune normală. Da, sigur că da, doar că acum, ce nu e normal este ca judecarea acestor contestații să dureze cât? La nesfârșit. Unele dintre ele, deși există termene în lege, care îți spun, în 30 de zile trebuie să primești răspunsul la o eventuală contestație, nu există trageri la răspundere dacă primești după 3 luni. Adică aici, poate că aici ar trebui să se umble în cadrul acesta, să obligi ca în termen de 30 de zile, dacă tot există 30 de zile, să se dea un verdict alb sau negru. Că să se admită acea contestație sau nu. Mi-e foarte proaspăt în minte o acțiune de acest tip. Știți, între Sibiu și Pitești sunt 5 loturi de autostradă. Celebra autostradă Sibiu-Pitești. Lotul 1 de la Sibiu la Boița, la modul cum lucrează compania respectivă, probabil că va termina, am și fost în urmă cu 2 săptămâni acolo și va termina înainte de termen. 2, 4 și 5 sunt adjudecate, sunt în diverse forme și credeam că săptămâna aceasta vom putea semna în sfârșit și contractul pe secțiunea 3, cea din mijloc, având licitația finalizată, dându-se un câștigător. În ultima zi s-a făcut o contestație, este dreptul celor care au făcut, adică nu e nimic ilegal din acest punct de vedere, doar că va mai prelungi momentul în care se va semna contractul pe ultima secțiune de la Sibiu-Pitești și care în sfârșit va închide o poveste lungă de 30 de ani. Sunt, domnule ministru, aceleași companii care câștigă, nu mai nou, sunt știți că detalii au apărut asta constructori atât de mari. Cei care se contestă se știu între ei și se contestă au între ei. Au istorii comune, e adevărat ceea ce spuneți. Istorii vis-a-vis de lucrurile care s-au întâmplat în România, dar nu doar în România. Adică istoriile lor fiind multinaționale. Alte țări, domnule ministru, că spuneați că este de fapt transpunerea unor reguli europene, această regulă firească a contestațiilor. Alte țări cum au rezolvat problema asta? Sau se întâmplă la fel? Haideți, vă dau un totuși exemplu. Alții parcă construiesc. Împreună cu primul ministru și de fapt cu tot guvernul, am avut o ședință de guvern comună la Varșovia acum câteva săptămâni. Și bineînțeles că am avut bilaterale cu ministrul transporturilor din Polonia. Ei au făcut un tribunal specializat pe acest domeniu, pe drept comercial, care se ocupă doar de lucrurile acestea. Și atunci toate aceste termene s-au scurtat foarte mult. Eu nu vreau să fiu înțeles greșit. După această fază de CNSC, care e instituția care rezolvă contestațiile, sigur că se poate merge în justiție și te duci mai departe. Dar asta nu oprește autoritatea contractantă să semneze contractul după un verdict pozitiv, de exemplu, al CNSC. Deci dacă există o contestație care a fost respinsă de către CNSC, CNAIR-ul, că tot vorbeam de o companie, are posibilitatea să semneze contract. Partea cealaltă, să spunem, care a contestat, poate să se ducă în instanță. Iar instanța are termene. N-aș vrea să intru pe zona asta, dar aș vrea să spun că în ultima perioadă, să știți că procesele pe care și termenele pe care le-a avut instanța în ceea ce înseamnă relația cu Ministerul Transporturilor sau cu companiile din coordonarea Ministerului, chiar au fost termene mult, mult mai scurte decât și în trecut. Și o ultimă întrebare legată de acest subiect, ca să ne dăm seama totuși de dimensiunea fenomenului. Sunt multe astfel de contestații? Da. Aproape fiecare. Aproape fiecare. Aproape Câte fiecare. Dintre contestații, dacă v-ați uitat vreodată, sunt și câștigate de cel care contestă?
aș duce undeva la 20%, poate mai puțin, poate mai puțin. Dar, să știți că vorbeam de timp până la urmă, timpul mâncat cu aceste contestații. Să știți că foarte mult timp se pierde, sau mai mult timp se pierde altundeva. Dincolo de o mai bună organizare în cadrul companiilor, CNAIR, CFR și așa mai departe, nu contează care. În momentul când intri să implementezi un proiect, modul în care relaționezi cu alte instituții ale statului, Apele Române, RomSilva, cu deținătorii de utilități, pentru că în momentul în care faci și ai un traseu, de exemplu, de autostradă, există relocări de utilități. Multe dintre ele nefiind trecute în cărțile funciare și dezvoltările de utilități, ca să dau un exemplu, nu sunt trecute și în momentul când ai proiectul, acele lucruri nu le ai știute dinainte de când ai venit să licitezi. Modul în care relaționez cu un exemplu, pe Craiova-Pitești, pe unul din tronsoane, o cerere din partea CNAIR-ului în trecut către Apele Române, absolut legitimă, a durat 6 luni în răspuns. 6 luni. Aproape 6 luni. 5 luni și ceva. O posibilă explicație pentru care avem mai multe randări în România decât autostrăzi concrete. Aș reveni la problema semnalată de Claudiu. Uitați ce spune Ionuț Ciurea de la Proinfrastructura, care vă place dumneavoastră foarte mult. Nu, nu-mi place, dar acolo am greșit. Nu se amână cu 5 ani. Nu văd... Poate m-am exprimat eu greșit. Nu. Reluarea licitației înseamnă faza de proiectare și de execuție de 5 ani. Nu, domnul Negruț. Și dacă ar fi venit cu ofertă în iarnă, repet, pe licitație... Ceea ce trece de 2026. Și dacă asta ar fi venit cu ofertă în iarnă, era tot proiectare plus execuție. Bun. Haideți să vă spun ce spune domnul Ciurea în privința asta a contestațiilor. Zice așa, s-a întâlnit hoțul cu prostul, mulți constructori au avocați mai buni decât ingineri puși pe treabă, mulți știu să tragă de chichițele din legislație, dar și din contracte, astfel încât să facă claim-uri frumoase și, de fapt, să nu construiască autostrăzi. Da? Rămânem noi românii și fără autostrăzi și cu banii luați. În condițiile astea, domnule ministru, dacă dumneavoastră știți că sunt firme care sunt aici să conteste, nu să construiască, n-ați putea să le acordați, nu știu, niște bile negre la viitoarele licitații, iar firmele serioase care chiar își fac treaba. Și am văzut, de pildă, cu surprindere, vă mărturisesc, cum lucrează UMB-ul, firma românească în România. Deci n-ați putea să le dați bonusuri firmelor care livrează la timp și în costuri? O știre, nu cred că am mai spus-o până acum, în acest moment că tot ați vorbit de claimuri, știți care sunt claimurile pe care le-am găsit, dar care au rămas în același cuantum de când am venit ministrul la CNAIR, valoarea. Aproape 1 miliard de euro. Astăzi când vorbim și acum 6 luni tot pe acolo. Apropo de ce spuneați dumneavoastră. Dacă am schimbat ceva, că tot vorbeam de schimbările pe care le-am propus noi și care au fost adoptate prin ordonanță în urmă cu vreo 2 luni, la legea achizițiilor publice, dar nu doar la lege, că trebuia să intrăm și pe hotărâri de guvern, era un fel de ordonanță trenuleț, a fost și acest aspect pe care îl spune dumneavoastră. În acest moment, față de trecut, CNAIR-ul, că tot vorbim tot de ei, deși nu doar la ei e valabil acest lucru, trebuie să emită din 3 în 3 luni certificate de bună purtare. Adică dacă și-au făcut sau nu treaba în cele 3 luni cum s-au angajat pe contract. Pentru că pe fiecare contract există progres, se angajează, nu sunt lucrurile care am semnat acum în 2022, în mai 2022, nu știu, secțiunea 3, că tot vorbeam de ea, de la Sibiu-Pitești, și ne vedem în 2026 când se termină și până atunci nu ne mai uităm dacă se întâmplă sau nu ceva. Nu. Sunt etapizate toate aceste lucruri și sunt asumate
de? Și aveți părțile... acum o imagine a premianților. În iunie clasei? Se vor da primele certificate conform legii pe care am adoptat în urmă cu... Și ne puteți spune cine primește coroniță în momentul ăsta și cine rămâne... Pot să vă spun că am făcut prima reziliere. Și am făcut prima reziliere pe tronsonul autostrăzii Transilvania de la Chiribiș la Biharia. Semnat contract undeva în 2020. Și acolo este halucinant ce s-a întâmplat. În 2020, într-un context electoral. Nu e treaba mea, dar într-un context electoral. S-a semnat acel contract și din 2020 până acum, 10 zile când, două săptămâni când am hotărât, sau au hotărât cei de la CNEIR, rezilia, nu s-a întâmplat nimic. Dar nimic. Absolut nimic. Am întrebat venind în minister în urmă cu trei, ok, domnule, dacă cea mai proastă decizie e să nu e nicio decizie, să stăm să ne uităm în continuare încă un an, doi, și să nu reziliem. Odată cu rezilierea, ca să revin la ceea ce spuneați dumneavoastră, odată cu rezilierea, să știți că are certificat negativ și nu va mai putea participa la nicio licitație la Ministerul Transportului pe următorii 3 ani. Domnule ministru, aveți 48 de ani, nu? Fac 49 în decembrie. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Câți ani veți avea în momentul în care veți putea circula de la București la Brașov pe autostradă? Haideți să ne luăm după datele pe care le avem acum, adică lucrăm cu marfa clientului. 48 de ani. Da, dar nu... Dau termene, că asta m-ați întrebat, da? Asta este marfa clientului în momentul ăsta. Nu. Singura mai există este că aveți 48 de ani. Mai există inputuri și anume date de intrare. Faptul că în acest... Sau când am venit la minister, s-a adjudecat studiul de fezabilitate, așa l-am găsit. Studiul de fezabilitate pe Ploiești-Brașov, licitație terminată undeva la jumătatea anului trecut, deci în 2021, licitație care are termen pe studiul de fezabilitate, vă repet, 6 ani, spre 7. Asta. Asta e tot un input. E tot o dată de intrare. Astea le-am găsit. Acolo. Deci dacă mergem pe o logică de acest tip, ar dura 6 ani partea, spre 7, partea birocratică. Asta dacă nu, între timp, dă firma faliment și nu se întâmplă diverse lucruri, sper să nu. Dar e o licitație adjudecată. Repet, anul trecut. Și care după ar intra în faza de execuție, de implementare. Deci, care durează? Mi-e greu să spun, astea rezultă din studiul de fezabilitate lucrurile. Deci lucrurile aveți legate avea 54 de ani în momentul în care s-ar termina da. Ridica prima cupă de pământ. Nu, ce s-ar termina? Nu, nu s-ar termina nimic. Nu, sunteți optimist. Sunteți optimist. 54 de ani s-a terminat dosarul descris. Exact. După care se intră în faza de licitație pentru adjudecarea implementării. Asta este marfa clientului. Cred că ajungeți la vârsta legală de pensie. Sper să nu. Adică m-aș dori totuși să ajung sub 60 de ani. Asta este astăzi când vorbim pe Ploiești-Brașov. Haideți să luăm o pauză de publicitate și continuăm discuția când ne întoarcem. Ne-am întors în fața ta. Continuă ministrul transportelor Sorin Grindeanu, este invitatul zilei de astăzi. Vă provoca Florin mai devreme să faceți un calcul, domnule Grindeanu, la ce vârstă credeți că veți... Ce vârstă veți avea atunci când veți putea să mergeți pe autostrada în București-Brașov? Am încercat să am discuții și cu Banca Mondială, și am și avut, și cu Banca Mondială, și cu BEI-ul, și cu Berdu, propunându-le acest proiect. Eu cred, e convingerea mea, acest proiect poate fi făcut, terminat, înainte de pensionarea mea,
dacă este preluat sub o formă de cupolă, de management, de implicare a unor organisme de acest tip. E convingerea mea. Și cred că este abordarea cea mai corectă. Pentru că altfel vom ajunge la termenele pe care studii pe care le aminteam mai devreme. Atât Banca Mondială și primul ministru a avut o discuție, cred că săptămâna trecută, cu cei de la Banca Mondială, propunându-le exact același lucru. Ca pe acest tronson să încerce să se gândească dacă se implică activ. Adică ce? Dacă dau banii și dacă supraveghează lucrările? Și dacă toate procedurile și sape Banca Mondială. Nu, nu, nu. Să dea banii, să facă tot ceea ce ține de partea de management, nu trebuie să lucreze, va fi un câștigător al licitațiilor, inclusiv pe un proiect de acest tip. Și avem proiecte de tipul ăsta în România în care au fost finanțate de BER, de BEI, care au urmat exact aceleași proceduri. Bun, doar m-ați convins, domnule ministru, nu o să mergem niciodată pe autostradă la Brașov. În schimb, avem 3,4 miliarde de euro pentru feroviar prin PNRR. Da. De bine de rău, până la Brașov ajungi relativ bine cu trenul de la București, pentru că este una dintre puținele căi ferate modernizate din România. 3,4 miliarde de euro pentru feroviar însemna investiții masive în următorii 4 ani, 3-4 ani. Va fi România în stare să cheltuiască acești bani și să crească viteza pe calea ferată, viteză care în 30 de ani, în loc să crească, a scăzut. Știți cât face un ieșan până la București? Eu știu cât face un timișorean până la Costinești. Știți cât face? Vreo 11 ori, 12. Când ați mers ultima oară cu trenul? Eram student. De nu, înainte de a mă căsători, undeva în 2003. Am mers cu actuala mea soție. Perioada aia nu eram căsătorit. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră. E aproape un echilibru, dacă vorbim de PNRR, fondurile care merg pe zona feroviară și fondurile pe zona rutieră. Sumele sunt aproape în echilibru. În acest moment, astăzi când vorbim, proiectele majore pe feroviar sunt cele legate de Arad-Caransebeș, Episcopia Bihorului, Cluj. Toate sunt în faza de licitație. Deci se vor adjudeca până la sfârșitul anului licitațiile pe cele două mari proiecte prinse în PNRR, ca sume, ce spuneați dumneavoastră, până la sfârșitul anul. Și atunci lucrările ar trebui să înceapă de la anul. Da. Nu e destul. Nu e destul. Mai există finanțări în PNRR pe așa numitele licitații de tip quick wins, care sunt de fapt niște reabilitări de cale ferată, nu investiții, nu modernizare, reabilitare, care ar duce la sporirea vitezei trenurilor din România. Și aceea este parte de PNRR. Se organizează acele licitații la nivelul celor 8 regionale CFR și iarăși sunt toate în fază de în procedurile respective. Sunt toate anunțate. Domnule ministru, mai aveți și metroul bucureștean. Mimica cred că spune multe. Da. Din păcate. Din păcate de ce, domnule ministru? Are monopol, e singur. Da. Nu are concurență. Nu, o să mai fie. O să mai fie. Proiectul merge bine la Cluj. Am contact aproape săptămânal telefonic cu primarul Emil Boc. Ceea ce credeau puțin că se poate întâmpla, se va întâmpla. Licitația este în desfășurare pe metroul Cluj, dar nu despre asta cred că vreați să vorbim, ci de cel... Va fi profitabil, apropo, cel din Cluj? Mi-e greu să fac calcule economice acum. Cel din București? Acolo e un cumul de probleme. Săptămâna asta am avut și grevă la metrou. La București. Salarii mai mari. Da, dar știți ce mi s-a părut ciudat? Sigur, erau și nu contez dreptul nimănui de a face grevă. Erau în fața ministerului. Una din revendicări era
personalul de conducere să primească 18% în plus. Eu n-am mai văzut sindicate să... Dar mă rog, nu neapărat asta e marea problemă. Sigur că vor angajări și reclamă faptul că au rămas posturi descoperite, că rețeaua s-a mărit, dar personalul nu. Există anumite fundamentări sau argumente din acest punct de vedere. Sigur, salarii mai mari, dar știți ce mă deranjează pe mine cel mai mult? Partea sau ritmul în care se implementează proiectele, unele dintre ele pe bani europeni, alte pe finanțări japoneze, ritmul în care se implementează aceste proiecte la metro. Că în acest moment sunt pesimist vis-a-vis de PNRR pe zona de metro, că se poate realiza. Chiar de dimineață am avut o discuție de acest tip și voi încerca, atunci când vom putea la anul, dacă vor exista aceste discuții la PNRR, să schimb zona, ca să nu pierdem banii, să schimbăm această chestiune de pe metro, poate pe cale ferată, că tot vorbeam de cale ferată mai devreme. Mai am eu două curiozități scurte. Se fură de pe șantiere? Mult? Cum? Chiar mi-e greu să vă spun. N-am primit, să spun, reclamații din partea constructorilor. Dacă la asta vă referiți, probabil că fiecare dintre cei care construiesc au un sistem în care încearcă să-și gestioneze bunurile, mai bun sau mai rău. E o chestiune pe care mi-e greu să... sau la care mi-este foarte greu să răspund. Nu știu să vă spun. Și mai am o întrebare. Am mai multe șanse să fiu angajat la stat, de pildă la Tarom, dacă sunt membru de partid, decât dacă sunt civil? Nu știu dacă carnetul de partid are vreo importanță. Cu sinceritate, domnule schimb... ministru. Da, cu sincer. Ceea ce știu legat de Tarom este următorul. Că nu e într-o situație simplă. Că situația asta nu e de acum, ci vine din spate, că are un plan acceptat de Comisia Europeană pe care va trebui, de restructurare pe care a trebuit să-l urmeze. Dacă nu-l urmează, Taromul, din păcate, va avea soarta fostelor companii aviatice din Estul Europei. Doar LOT-ul și Taromul au mai rămas acum în picioare. Sau chiar Alitalia. Care este timpul limită? Care e deadline-ul? Când ne vom da seama dacă Taromul supraviețuiește? Inclusiv în iunie trebuie să facă restructurări. Pentru că în momentul ăsta e debalansată zona asta de angajări. În ce sens? O companie de tipul Tarom trebuie să aibă cam 90% din angajați personal navigant și acum, 10% e suport. Acum e invers, nu? Este invers. Nu e invers, dar să zicem că sunt pe la... Și din suportul ăsta, domnule ministru, de unde vin oamenii? Nu vin tot de la partide? Nu. Mare parte, de exemplu, din partea de suport e pe zona de mentenanță, pe care alte companii le-au externalizat și sunt firme specializate din acest punct de vedere. Probabil că au mult mai bine alte companii gestionate lucrurile pe zona de contabilități economice și așa mai departe. Cert e că trebuie să ajungă acolo. Dacă nu se va ajunge acolo, și managerul știe acest lucru, și nu doar managerul, situația nu va fi una simplă. Deci, e un tic-tac, atât la Tarom cât și la CFR Marfa. Și peste o lună. Da, trebuie să termine acest plan de restructurări. Sau bun. Prima fază din planul de restructurări. Dar, țin să spun un lucru. Știți că am dat, contra la ceea ce se spune, membrii de partid, peneliști, pesediști, useriști, că am găsit și de aia pe acolo. Trebuie să se întâmple ceva. Și eu mi-am asumat acest lucru și se poate verifica. Am terminat achiziția pentru firmele de recrutare, pentru toate companiile din subordinea Tarom. Și vă rog să verificați.
Și pentru toate companiile se va face 109. Am început, pentru primele 5 le-am anunțat, cred că săptămâna asta încă 2 au fost anunțate. Pentru toate. Nu doar vorbe. Lucrurile astea sunt verificabile. S-a intrat în procesul de selecție și acele companii care vor face recrutarea au fost desemnate, sunt contracte de cadru și intră în contract, dacă pot să spun așa, și vor face, domnule, nu e foarte important. Eu știu, să știți că s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Și nu s-a mai întâmplat. La Ministerul Transporturilor, nu s-a întâmplat lucrurile niciodată. Lucrurile se opreau în general atunci când firmele de recrutare începeau să-și facă treaba și recrutau ce nu trebuie. Haideți să vedem. E pentru prima dată când pentru toate companiile de la Ministerul, și nu spun puține, de la Ministerul Transporturilor am pornit acest proces. Absolut necesar. Suntem pe finalul discuției noastre. O să luăm ultima pauză a întâlnirii. Vă pun însă întrebarea înainte. Aveți timp să reflectați. Și iarăși, desigur, mizez pe sinceritatea dumneavoastră. Sunteți la guvernare alături de PNL. În acest moment, după aceste prime luni de guvernare, cine credeți, domnule ministru, că este mai în câștig din acest guvern? Luăm pauză și ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. Dragostea e ascunsă în cele mai mici detalii, în gesturi memorabile. Împlinește-o până la capăt cu inelul de logodnă. Taylor. Cu râul Reni ești mai aproape de natură, de lumina soarelui, adierea vântului și de mirosul ploii. Savurează gustul naturii roditoare în noile ambalaje râul Reni. Râul Reni, cu drag din natură. Oricât de diferiți ar fi, toți au un lucru în comun. Tot se bazează pe GRI pentru confortul lor. GRI, brandul de aer condiționat numărul 1 în lume. Mesaj nou de la Facturescu, chiar și pe WhatsApp. Uită de plicuri și hârtii. Activează-ți factura electronică Digi și ți-o trimitem pe WhatsApp sau e-mail. Intră pe digi.ro/facturescu, alege cum vrei să primești factura și urmează ghidul pas cu pas. Din 2 clicuri și 3 mișcări, Facturescu te-a rezolvat. Primești lunar notificare cu facturile tale. Nu uita! digi.ro/facturescu. Pentru dureri slab moderate există Cafetin. Descoperă puterea combinată a celor 4 substanțe active. Simți durerea ca un chin? Nu uita de Cafetin. Mulțumesc pentru zilele de luni și pentru duminică. Pentru clipele petrecute cu prietenii, pentru plimbările de scurt prin iarbă, pentru toate momentele plăcute oferite de Husqvarna Automower. Mulțumesc, Robi! Mulțumesc, Husky! Mulțumesc, Blade, pentru gazonul tuns perfect! Găsește robotul tău inteligent pe husqvarna.com. Tu cum lupți cu durerea? Noua mea alegere este Ketifexin 50 mg. Se dizolvă ușor în apă și acționează rapid împotriva durerii. Ketifexin. Luptă rapid cu durerea. Ketifexin. Un produs Sandoz. Viața e simplă, noi o complicăm. Bun fucius! A luat foc bonul! Alexandra! Bonul de weekend devine voucher cu 20% reducere la toate jucăriile și aspiratoarele. Carrefour! Urinex ajută la eliminarea microcalculilor urinari datorită efectului sinergic al celor 6 uleiuri din compoziție. Urinex, de la Farco. Farco! Toți dezvoltatorii din Dubai în același loc. Îți punem la dispoziție portofoliul tuturor dezvoltatorilor din Dubai cu cele mai mari discounturi promoționale. Rezervă o proprietate în cadrul evenimentului nostru și primești cadou excursie de 5 zile în Dubai pentru 2 persoane și cazare la hotel de 5 stele. Eveniment exclusiv Emax Real Estate Dubai, locație Crown Plaza București, 28-29 mai 2022. Unele momente cer un espresso intens, iar altele, o cafea cu spumă de lapte fină. Philips Latte Go, cel mai rapid de curățat sistem pentru lapte. Philips Latte Go. În câteva momente ne întoarcem la Digi24.
Experții Jamieson recomandă melatonină. Somn liniștit cu melatonină de la Jamieson. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Toți dezvoltatorii din Dubai în același loc. Îți punem la dispoziție portofoliul tuturor dezvoltatorilor din Dubai cu cele mai mari discounturi promoționale. Rezervă o proprietate în cadrul evenimentului nostru și primești cadou o excursie de 5 zile în Dubai pentru 2 persoane și cazare la hotel de 5 stele. Eveniment exclusiv Emax Real Estate Dubai, locație Crown Plaza București, 28-29 mai 2022. În spatele ușilor închise și a singurătății vârstnicilor sunt povești care merită descoperite. Povești de iubire, povești nemuritoare. Ce mai? Am avut o viață tare frumoasă. Ascultă-le și tu poveștile pe drmax.ro și fii alături de noi pentru a le oferi bătrâneți fără singurătate. Noi donăm un leu către Asociația Niciodată Singur, Prietenii Vârstnicilor, pentru fiecare produs marca Dr. Max cumpărat și împreună deschidem primul centru de socializare dedicat seniorilor. Farmaciile Dr. Max, împreună alături de oameni. Ar fi incredibil să primești doar ce-ți place, să faci numai ce-ți dorești și să ai timp liber mereu. Totul e posibil cu abonamentul nelimitat de la Digi. Prinde oferta la portare și bucură-te de telefoane în 24 de rate fără dobândă cu avans zero. Comanda acum telefonul Redmi Note 11 cu display AMOLED Full HD Plus 90 de Hz în 24 de rate la numai 41,5 lei pe lună. Incredibil, dar nelimitat. Descoperă și tu lumea virtuală a animalelor sălbatice. Ai 6 animăluțe în aplicația Cubul Animalelor. Cu ajutorul cartonașelor speciale le crești zi de zi. Completează-ți colecția de cartonașe și descoperă fascinanta lume sălbatică. La fiecare 2 sticle de apă naturală necarbogazoasă plată, Dorna Izvorul Alb 2 litri, primești un pachet de cartonașe. Descoperă Cubul Animalelor Sălbatice la Mega Image. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Ne-am întors ultima parte a discuției noastre cu ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. Domnule ministru, vă întrebam înainte de pauză, cine credeți în acest moment că este câștigătorul acestei lucruri? Cine a câștigat mai mult dintre dumneavoastră? Dacă ar fi în scaunul ăsta un politician din ăla veritabil, v-ar spune poporul român, România și așa mai departe. Încerc să fiu pragmatic. O spun că era nevoie de un guvern stabil în România. Era nevoie. În situația din toamnă, PNL-ul rămâne adversar politic al PSD-ului. Dacă mă uit la sondaje, noi ne-am menținut în zona procentelor pe care le-am avut, inclusiv înainte de a intra la guvernare, văd că PNL-ul față de 18, 19, 17 cât erau înainte de guvern, acum sunt peste 20. Dar important, cred, în acel context a fost această zonă de stabilitate. O să vedem cum evoluează lucrurile. Pentru că exclud candidaturi comune, lucruri de acest tip, sunt total împotriva acestor lucruri. Fiecare partid trebuie să-și gestioneze lucrurile proprii. Cine va fi candidatul dumneavoastră la președinție? Am mai răspuns în urmă cu câteva săptămâni această întrebare. N-am să-mi schimb răspunsul. Cred că în acest moment sunt câțiva colegi care își fac și au profilul de candidat. Vorbesc de membrii de partid. Nu-mi permit să vorbesc de persoane care în acest moment nu sunt în partid. Președintele partidului Alexandru Rafila, președintele partidului Marcel Ciolacu, poate să fie Alexandru Rafila, poate să fie Gabi Firea. I-ați făcut o bucurie acum a lui Marcel Ciolacu, dacă l-ați trimis să candideze. Dar Mircea Joanu? Nu e membru de partid, a fost chiar președintele partidului. Dacă domnul Mircea Joanu va dori să candideze la președinția partidului, sigur că e o discuție serioasă la Partidul a României, e o discuție serioasă pe care va trebui să o avem în partid, sunt convins că ar fi un candidat redutabil. Sunt convins.
Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule ministru. Florin, și ție îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!